Oaspetele au început mai bine întâlnirea, au condus cu 2-0, apoi cu 9-4 și 11-7. Elevele lui Dumitru Muș au revenit spectaculos și au reușit să intre la pauză la egalitate cu gruparea din București, 16-16. În partea a doua întâlnirii, echilibrul s-a mai menținut câteva minute, după care CSM a luat avans. În final a fost 32-26 pentru bucureștence, care s-au calificat la turneul final al Cupei României. O victorie muncită! A fost un meci mai greu decât ne așteptam, dar chiar mă bucur. O victorie oarecum normală astăzi, nu? Da, puțin cam grea. Probabil atitudinea noastră a lăsat un pic de dorit. Dacă vrei să bați Bucureștiul, trebuie să joci în ritmul din minutul 1 până în minutul 60, să nu faci concesii și, știu eu, situațiile clare să le tranșezi în favoarea ta. Adevărat că au bancă mai bună și au permis niște schimbări în repriza a doua, care le-a adus un plus de prospețime. Eram convins de lucrul ăsta, dar încă o dată, faptul că au avut încredere, au avut curaj să se măsoare cu CSM București, să nu uităm de unde am plecat, eu consider că este un lucru de bine. CSM și HCM se vor duela și duminică, de această dată la București, în cadrul sezonului regulat al Ligii Naționale de Handbal Feminin. Și de această dată, trupa antrenată de daneza Mette Klit este marea favorită.